primăria Pantelimon are de gând să distrugă, să defrișeze copaci vii, sănătoși, plopi, de pe malul lacului. Și oare ce are de gând să pună în loc? Și oare ce-i deranjează plopii ăștia? Toți au așa semn și ștampilă să fie defrișat. Distrus, adică. Încă un plop verde, fix la marginea localității, ștampilat pentru distrugere. Încă unul, populat de furnici, disperate că o să rămână fără casă. Probabil și asta totul. Ce vor să lățească drumul, ce plan au, de ce îi deranjează copacii vii, sănătoși. Și ăsta tot, și e recent marcat. Decizia e proaspătă. Oare mai poate fi revizuită?